Ajungem, stimați ascultători, și la Mănăstirea Hadâmbu din Iași, unde s-a oficiat aseară taina Sfântului Maslu de către preasfințitul Calinic Botoșoneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Ierarhul a slujit alături de un sobor de preoți și diaconi în prezența a sute de credincioși. Colegul nostru Constantin Ciofu, redactor la ziarul Lumina, ediția de Moldova, a fost prezent la această slujbă și a realizat pentru noi următorul material. Pelerinii din mai multe părți ale țării au venit duminică la Mănăstirea Hadâmbu pentru a se ruga în cadrul tainei Sfântului Maslu. Slujba a fost săvârșită în paraclisul catedralei acoperământul Maicii Domnului de către preasfințitul Calinic Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Care cu cuvântul l-ai îndreptat pe Bameș și ai trimit pe tălharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă. Preasfinția sa a citit apoi câteva rugăciuni de dezlegare și pentru sănătatea credincioșilor. Predica de la finalul slujbei a fost ținută de către părintele Pavel Postolachi, protopop al protopopiatului Pașcani, care a făcut referire la importanța rugăciunilor pe care slujitorii și pelerinii le-au înălțat la Hadâmbu. De aceea am venit și noi astăzi în această grădină a Maicii Domnului, ca să-i aducem florile prea frumoase ale credinței și evlaviei noastre, ale rugăciunilor noastre, ale dorințelor noastre. Și sigur, în această grădină a Maicii Domnului, nu poți să nu găsești și grădina lui Iisus, grădina Ghețimanii, grădina rugăciunii. Venim aici, dragii mei, ca să ne întâlnim, cum spuneam, cu Iisus și să ne tămăduiască și pe noi, căci acesta este rostul acestei sfinte taine a Sfântului Maslu. Să ne tămăduiască de toată boala grea, sufletească și trupească. De aceea toate rugăciunile, toate dezlegările au fost ca invocări în dialogul cu Dumnezeu. Arhimandritul Nectarie Herman, starețul mănăstirii Horăștia Loveni din Basarabia, l-a felicitat pe arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, cu prilejul împlinirii a 28 de ani de la hirotonia întru preot. Am venit cu multă dragoste și vin de fiecare dată în această sfântă mănăstire și astăzi toți suntem aici venind să primim vindecare. Îi mulțumesc preasfințitului pentru rugăciune și pentru această mare taină care astăzi a fost oficiată aici, în această sfântă mănăstire. De fiecare dată vin cu plecăciune în fața Maicii Domnului, vin după sfat la Preacuviosul Părinte Stareț. Astăzi avem triplă sărbătoare. Duminica Sfântului Grigore Palama avem săvârșit taina Sfântului Maslu și îl sărbătorim și pe Preacuviosul Părinte, care astăzi, cu 28 de ani în urmă, a fost hirotonit în dreapta de preot. De aceea vreau ca, din tot sufletul, să-i doresc Părintelui Stareț, vrednic care este, multă sănătate și să-și ducă crucea în fața lui Hristos, să-i slujească lui Dumnezeu și oamenilor. La rândul său, Părintele Nicodim Gheorghiță și-a exprimat prețuirea și gândul de recunoștință față de preasfințitul Părinte Calinic Botoșeneanul, față de preoții slujitori și față de pelerinii Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. Tot ce-i mai sfânt și mai scump pentru mine, să știți că sunteți dumneavoastră, că sunteți podoaba bisericii și m-ați încurajat de fiecare dată, dar nu știu ce aș fi făcut fără binecuvântarea și ajutorul preasfințitului. Fiindcă în timpuri foarte grele, preasfințitul mi-a fost alături, am pornit cu binecuvântarea preasfințitului și iată ce a ajuns Hadâmbu, că a lucrat Maicuța Domnului atât de frumos prin dumneavoastră, care v-a trimis, care sunteți podoaba bisericii și sunteți mai tot timpul prezenți și poposiți deseori în această frumoasă mănăstire. Și pe această cale îi mulțumesc Maicii Domnului, care de mic copil am prețuit-o și o iubesc. Și nu știu cum a trecut 28 de ani în viața mea, de când am fost hirotonit în preot, dar și de când sunt la Hadâmbu. 28 de ani de stăreție, de preoție și mă rog, milostivul Dumnezeu, dacă nu-i cer prea mult, să-mi ajungă ani, să-i pot mulțumi. Nu ne lăsa, Maicuță, să amintim că în Duminica Floriilor, pe 1 aprilie 2018, preasfințitul Părinte Calinic Botoșeneanul va oficia din nou taina Sfântului Maslu la Mănăstirea Hadâmbu. Maicuță, să venim
ascultat un material pregătit de colegul nostru Constantin Ciofu, redactor la ziarul Lumina, ediția de Moldova.